Carlos se grăbește să repună mingea, însă n-are cu cine. Sapinto stă la pândă pentru o eventuală pasă scurtă a lui Carlos. Vine Baciu. A reluat șutul modest al lui Rapa aici. Steaua începe o nouă construcție. Dică cu spatele la poartă. Bună pasă! Badea este în poziție regulamentară. Șut! Minge scăpată în față de portarul Renar! Și se dă faul la portar la intervenția lui Bănel Nicoliță. Bună intervenția lui Renar și încă o acțiune în care Badea a fost la înălțimea pretențiilor. Șut bun, șut sănătos în diagonală. Renar nu poate reține, este însă protejat acolo de fundașul Matias. Matias a strâns la timp, simțind în spate venirea lui Bănel Nicoliță. Matias este fundașul stâng al lui Standard. Mihai Stoica îi spunea câteva cuvinte unuia dintre jucători. Pleacă de acolo. Faul comis de Badea, pe care îl vedeți în reluare, asupra lui De Flandru. Minutul 34. Iovan, Carlos beneficiază de un balon. Hei! Deci să vă spun eu ce s-a întâmplat în faza asta. Paul a întors mingea ca să aștepte venirea lui Jovanović, motivând că balonul încă era în mișcare atunci când a fost repus în joc de Carlos. Da, sunt mici trucuri, mici decizii, nu foarte importante, dar care te macină atunci când ești pe teren. Iată-l pe Vali Badea, preluare bună, Badea în marginea careului, șutează, gol! Acțiune de vârf de super clasă, demarcare inteligentă, un stop perfect și apoi șut fără speranță pentru Olivier Renard. Delir în tribună, este 1-1. Iată, aici se vede, sânge rece, precizie tehnică și șut care prinde portarul pe contrapie. Și nici măcar nu s-a uitat la poartă, s-a uitat întotdeauna la mine. Iată lozul câștigător tras de Olăroiu în această seară. Da, spunea că sper să fiu inspirat în această seară în alcătuirea formației. Se vorbea de o titularizare a lui Oprița în atac alături de Tică. Ei, nu, Olăroiu l-a vrut pe Badea și Badea, în afară de gol, trebuie să recunoaștem, a mai făcut și alte faze extrem de bune. O primă repriză excelentă, reușită de forțul vârf de atacului FC Vaslui. Încearcă Tică să recupereze. 1-1 și presiunea se mută acum în tabăra belgiană. Boianț are bine la cap, prelungește Paraschiv. Bănel Nicoliță a încercat devierea spre Dică. Dică s-a uitat o clipă în spate să vadă dacă este în offside. Nu era. Sapinto. Pressing al Stelei. Moment pe care Steaua încearcă să-l valorifice. Un moment excelent din punct de vedere psihologic. Greșeală mare a lui Onievu. Dică aruncă de la margine. Primește Bănel Nicoliță. Dică nu mai avea timp să aștepte venirea lui Petre Marin. Cristocea încercând o pasă pentru Badea, iar Badea în tentativa de a proteja balonul a fost pusculat de Onievu. Aruncare de la margine pentru Steaua. Campioana pasă pe accelerație, pasă neinspirată înapoi a lui Lovin. Goian, Petre Marin. Temperatura a crescut cu câteva grade deasupra stadionului național. Superbă acțiunea lui Badea la fața golului. Minge pentru Dică, prea tare trimis această minge de Petre Marin și din nou nemulțumit Olăroiu. Plecat din poziție regulamentară și pe această imagine se poate vedea. A controlat mingea,
a scăpat de un adversar și apoi a trimis excelent Vali Badea. Da. Acțiune de atacant pur sânge. N-avem voie să ne jucăm acolo. Un șut în blocaj al lui Fellaini. A doua oară a salvat Lovin. Lovin. Badea din nou se descurcă bine și este faultat din spate de Fellaini. Fellaini va primi cartonașul galben. Avertisment arătat lui Marouane Fellaini. Un jucător extrem de important în strategia lui Bosca, cel puțin în această repriză. Pressing totuși timid al celor de la Standard, care vor fi nevoiți ei să facă jocul de acum încolo dacă vor fi în stare. Oricum, meciul este pe departe de a fi tranșat. Steaua a revenit, a egalat și foarte bine că a făcut acest lucru înainte de pauză. Nu este offside, continuă Vali Badea, înapoi la Dica, ar trebui Mingens agățată de Sar și trimisă în afara terenului. Ce ocazie de gol a avut Steaua! Asta a vrut să facă Badea, să trimită înapoi pe demarcarea lui Dică. S-a opus un adversar și va fi însă lovitură de la colțul terenului. Revedem acțiunea lui Badea. Sar a blocat acest balon. Apărare om la om a formației belgiene. La acest corner bătut cu piciorul drept de Bănel Nicoliță. Va fi o minge trimisă cu efect spre poartă. Paraschiv este la respingere. La colțul scurt este Lovin și se aude fluierul lui Graham Paul, care a văzut fault în atac. Goian depășit de minge, respinge Gerards, am revăzut faza cornerului precedent și degajează acum Olivier Renan. Sapinto, șutează Sapinto! Prinde bine Carlos. Până acum un meci fără greșeală lui Carlos. Șutul n-a avut forță. Carlos nu dă semne că resimte acea lovitură teribilă încasată la începutul reprizei. La pauză s-ar putea să simtă ceva atunci când corpul se răcește puțin. Fază din nou periculoasă la partea noastră. Jovanović în suprafață de pedeapsă. Baciu se apără foarte bine, rămâne pe picioare și câștigă în fața sârbului. Rapa aici recuperează balonul în jumătatea noastră de teren. Gerards. De fur. Periculos. Jovanović și minge înapoi pentru același Rapa aici. Intervenție corectă. Dică. S-a opus Fellaini. Rapa aici. Acum Sapintu ieșit în margine. În centru apare Gerards din nou liber. Foarte bună pasa lui Gerards. Fellaini blochează Baciu. Formidabilă intervenția lui Baciu. Un atac închegat de mare calitate al celor de la Standard, cu această venire excelentă a lui Gerards, care a profitat de faptul că ambii mijlocași centrali, Paraschiv și Lovin, erau undeva lipiți de linia de 16 metri. Badea, încă o pasă bună. Bănel Nicoliță, în dreapta este Dică. Dică sprintează, deocamdată este ignorat de apărătorii adverși. Acum primește Dică, nu. Pasa a fost imprecisă și a respins fugașul stânga, Matias. Steaua trebuie să se grupeze în apărare și trebuie să se distribuie mai rațional pe teren. Pentru că, iată, Standard este o echipă capabilă să lovească. De astfel, despre Standard, Olăroi a avut o exprimare extrem de plastică. A spus că, având jucători de asemenea clasă, Standard este ca un vulcan în stare să erupă în orice clipă. Lovin găsit la centrul terenului. Minge pentru Dică.
Fotbalistul Stelei încercă devierea pentru Cristocea. Sare bine Goian. Nu este în offside Vali Badea. Urmărește acest balon, dar mai bine plasat este fundașul stânga, Matias. Acesta nu își permite niciun pas greșit și trimite în mod voit în afara terenului. Nici Steaua nu se grăbește să repună mingea în joc. Este necesar totuși un moment de respiro după o perioadă în care s-a jucat intens. Petre Marin, Cristocea și corner. Minutul 43. Una dintre ultimele acțiuni ale acestei reprize. Olăroiu încordat ca un arc, așteptând materializarea uneia dintre schemele pe care le face la antrenament cu ocazia acestor lovituri de colț. Cristocea este executantul. Din nou se bate cu efect spre interior, cu efect spre poartă. La prima bară a încercat să devieze Lovin. A apărut acolo și Goian. Cristocea s-a retras și a recuperat balonul. Cristocea, așteptând atacul lui Sapinto. Extrem de agresiv, extrem de energic acest Ricardo Sapinto, care la 34 de ani nu și-a pierdut calitățile. Calități care l-au făcut un adevărat monument al fotbalului portughez. Bate Cristocea. Foarte bine. Paraschiv cu capul. O minge care ricoșează din barajul din fața sa. Nu știu dacă nu cumva l-a lovit chiar pe Dică. A fost o schemă bună. Paraschiv a rămas nemarcat undeva la marginea careului. Iată acum o pasă bună dată în adâncime de Carlos. Până el Nicoliță. Nicoliță care și-a părăsit partea. Joacă acum pe flancul stâng. Este în duel cu De Flandre. Nicoliță ține de minge și așteaptă faultul care vine. Lucrură liberă pentru Steaua. Cartonaș galben de Flandre. Probabil că sunt și alte motive pentru care Graham Paul i-a dat cartonașul galben. Așa este, faultul n-a fost de galben. Poate au fost ceva proteste ulterior. Și au fost și câteva faulturi pe toată durata reprizei comise de De Flandre și probabil Graham Paul a ținut minte acest lucru. Bănel Nicoliță bate din nou, o lovitură liberă, este ca un fel de corner, să vedem o nouă schemă a Stelei. La prima bară s-a dus mingea, a respins Matias. Neșu în luptă cu Sapinto, mingea ajunge la Defur, Jovanović. 2 minute de prelungire se arată de la margine pentru prima repriză. Jovanović pleacă în sprint pe poarta noastră, însă sunt 3 jucători steliști în jurul lui Jovanović, care nu poate continua această fază. A câștigat foarte bine Sorin Paraschiv. Dică! Văzuse bine, Dică. Plecase pe stânga Bănel Nicoliță. Bănel Nicoliță în continuare așteaptă mingea. Tușă pentru Standard. Se joacă multă pasiune. Tensiune formidabilă acestui meci. Prima repriză pe cale să se încheie 1-1. Scor bun deocamdată. Acestea sunt aspectele pe care Olăroiu trebuie să le rezolve pe durata pauzei. Aceste mingi lungi cu devieri stânga-dreapta, unde belgenii au fost periculoși de fiecare dată. Neșu trimite dintr-o bucată, prea tare însă. Mai bine este plasat Onievu decât Dică. Americanul se descurcă bine. Gerards minge pentru Defur. Acesta este De Flandre, dar foarte bine intervine Neșu. Camion ridicat de la margine. Offside la Dică. Probabil că a fost ultima acțiune. Graham Paul mai cheamă un jucător al lui Standard la discuții. Defur este cel cu care englezul discută. Bosca nemulțumit, iată și banca noastră, managerul Stelei Mihai Stoica și antrenorul Cosmin Olăroiu. Toată lumea se uită și la ceas, bineînțeles, se așteaptă pauza. Indirectă pentru belgien, o minge lungă, nu respinge prea bine Lovin. Și este finalul primei reprize, doamnelor și domnilor. Steaua este la egalitate cu